Se lucrează, practic, acum universitățile de medicină au realizat o nouă carte pentru admiterea în rezidențiat. După cum se știe, până în prezent, în ultimii ani s-a folosit o traducere a unei variante în franceză. S-a constatat că, într-adevăr, sunt unele probleme. Bine, nu există nicio carte perfectă, orice variantă e corectabilă. Dar, cum spuneam, universitățile de medicină tradiționale din România au realizat o nouă carte pentru admitere în rezidențiat, care va fi oficial adoptată la sfârșitul acestui an, deci la următoarele examene va fi noua versiune pentru admitere. În paralel, Ministerul Sănătății a demarat o acțiune de modernizare și a curicărilor de pregătire. După ce rezidenții intră în rezidențiat, multe din ele sunt vechi, nu sunt adaptate la standardele europene.